Horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. Dacă vă mențineți pe latura practică realistă a lucrurilor, totul ar trebui să meargă ca pe roate. Nu trebuie să idealizați lucrurile, ci doar să fiți cât mai obiectivi în aprecieri. Puteți începe o afacere profitabilă, puteți să vă găsiți un nou loc de muncă, puteți demara noi proiecte. Totul sub auspicii foarte favorabile. Contextul astral arată mare susținere pentru întreprinderile voastre de pe parcursul acestei zile. Posibilitățile sunt infinite, trebuie numai să fiți pe fază și să prindeți momentul oportun. Țineți mereu cont de limite, nu vă aventurați în acțiuni imposibile, pentru că vă va costa de cele mai multe ori, mai mult decât vă puteți permite. Taur. Implicați-vă ceva mai atent în conversațiile cu tentă serioasă, mai ales dacă este vorba de discuții de afaceri, nu lăsați nimic la voia întâmplării. Orice chestiune din acest domeniu, tratată cu superficialitate, poate aduce probleme și pierderi semnificative mai târziu. Și în familie, abordați cu multă seriozitate problemele ce ar putea să apară. Chiar dacă acestea sunt minore, nu ignorați nimic, vedeți care sunt cauzele și reglați totul, altfel în timp riscați să ajungeți la chestiuni cronicizate. Fiți răbdători și serioși în relațiile cu juniorii. Problemele lor vi s-ar putea părea minore, dar pentru ei lucrurile nu stau la fel. Gemeni. Faptul că sunteți foarte siguri pe voi vă conferă o stare extrem de benefică, ce face ca acțiunile pe care le întreprindeți să capete un plus de eficiență. Încrederea în propriile forțe vă creează o imagine pozitivă în ochii interlocutorilor, care sunt dornici să inițieze colaborări și fac eforturi pentru a vă câștiga bunăvoința. Atenție însă să nu vă depășiți competențele. Dacă intrați pe tărâmuri necunoscute și furnizați informații greșite, totul se va întoarce împotriva voastră și foarte curând veți fi nevoiți să vă confruntați cu un val de nemulțumiri. În plan domestic va trebui să faceți eforturi pentru a menține relația de cuplu în limitele normale de evoluție. Din păcate, lucrurile se pot complica ușor dacă nu veți fi vigilenți. Rac. Aveți un chef nebun de a socializa, de a sta la vorbă pentru a fi la curent cu toate bârfele. Asta vă poate ajuta, deoarece printre mulțime de lucruri inutile, s-ar putea să se strecoare și ceva informații folositoare. Și știm că o informație utilă, sosită la timpul potrivit, poate face diferența între succes și nereușită. Totuși, trebuie să fiți pe fază și să acordați atenție maximă discuției, nu doar să vă bucurați de companie și de conversație. Finanțele v-ar putea face ceva probleme dacă nu planificați clar cheltuielile, astfel încât să puteți face față nevoilor acestei zile. Fiți moderați și folosiți lista de cumpărături pe care, bineînțeles, trebuie să o respectați. Leu. Astăzi reușiți să ajungeți la un echilibru între realitate și optimism, între emoții și instincte. Este bine să vă armonizați astfel, pentru că reacțiile necontrolate nu fac decât să producă pagube. În timp ce unii sunt impulsivi și nervoși, ceea ce îi determină să facă greșeli și să piardă din terenul câștigat, voi mergeți înainte, neabătuți din drum. Ar fi bine să nu vă încredeți decât în cei foarte apropiați, fiindcă veți stârni invidii care vor face anumite persoane să acționeze în detrimentul vostru. Relațiile cu cei dragi ar trebui să fie prioritare astăzi. Puneți ceva la cale împreună ca să profitați de acest context favorabil. Fecioară. Vă mențineți în continuare statutul de companie agreabilă și veți fi căutați de tot mai multe persoane. Folosiți-vă de aceste momente propice pentru a întreține sau a pune bazele unor legături cât mai profitabile pentru viitor. Totuși, aveți grijă să tratați cu mare atenție orice propunere ați primit zilele acestea, pentru că nu toate persoanele au cele mai bune intenții. Unii pot profita să vă tragă de limbă și chiar v-ar putea fura ideile. Și nu uitați că acțiunile bine gândite au mari șanse de succes, în vreme ce cele bazate pe primul impuls sunt mai mereu sortite eșecului. De asemenea, este bine să fiți voi cei care aplanați conflictele în familie. Criticismul vostru exagerat ar putea, din păcate, să pună paie pe foc. Balanță. Este o zi bună pentru investiții. Poate fi vorba de investiții financiare care să vă aducă profit pe termen mediu și lung. Sau poate fi vorba de investiții sentimentale, emoționale, spirituale, care să aducă câștig eului interior. Despre orice fel de investiții am vorbit, șansele de câștig sunt mari.
mai ales dacă decideți să vă implicați foarte mult în chestiunile cu pricină. Concentrați-vă mai mult pe acțiune și mai puțin pe analiză. Încercați să acordați suficientă atenție persoanelor care au nevoie de ajutorul vostru. Uneori este posibil ca aceste persoane să nu se exprime verbal, însă suportul vostru este important pentru ei. Scorpion. În continuare, aveți o încredere de sine debordantă, o energie explozivă și încercați să mă lipsiți și pe cei din jur și să impulsionați să-și întreacă limitele. Totuși fiți înțelegători cu cei care ar putea avea o zi mai proastă. Nu toată lumea poate fi în formă maximă în exact același timp. Diplomația, șarmul și discreția care vă caracterizează vă vor ajuta să rezolvați în aceste zile chestiuni extrem de sensibile, care dacă ar fi degenerat, v-ar fi putut da mari bătăi de cap. Folosiți-vă din plin de calitățile cu care sunteți înzestrați, pentru că zilele următoare să fie lipsite de stres și presiuni inutile. Dați aceeași atenție problemelor juniorilor, nu le minimizați importanța. Săgetător. Dacă apar probleme în peisaj, încercați să vă păstrați calmul și obiectivitatea și astfel le veți putea depăși mai ușor. Puneți-vă la lucru spiritul practic pentru a găsi soluții potrivite evenimentelor apărute. Nu trebuie să vă cramponați pe tot felul de detalii nesemnificative, care pot să vă abată atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Nu vă întindeți mai mult decât vă ține plapuma, în sensul de a vă măsura cumva ambițiile. Nimeni nu spune să nu vă propuneți țeluri înalte, însă cu siguranță și aici trebuie să existe o măsură. Țineți cont că în caz de nereușite frecvente, pot să apară frustrări, dezamăgiri, care să-și pună amprenta în mod negativ asupra voastră. Capricorn. Abilitățile de comunicare revin în forță, așa că nu vă sfiiți să vă aventurați în conversații pe diverse teme de interes. Aveți posibilitatea să vă cunoașteți mai bine colaboratorii de la serviciu, să aflați unele lucruri noi despre proiecte în care sunteți implicați. Comunicarea care a cam lipsit în ultimele zile trebuie inclusă și în agenda timpului petrecut cu membrii familiei. Toți v-au simțit lipsa, așa că încercați să recuperați timpul pierdut. Nu ignorați pe nimeni, tratați lucrurile cu multă răbdare și înțelegere, așa cum ați fost tratați și voi atunci când nu v-ați simțit în formă. Nu cereți celorlalți mai mult decât faceți voi înșivă, pentru a nu stârni resentimente inutile. Vărsător. Se anunță o zi productivă și profitabilă, așa că suflecați-vă mânecile și treceți la treabă. Faceți analizele de rigoare și procedeți la acțiune. Se știe că sunteți capabili să munciți din greu atunci când vă propuneți ceva, însă încercați să mai și profitați de contextele favorabile. Trebuie să vă și menajați, să vă conservați energiile pentru momente mai puțin propice. Este bine că, în general, lucrurile iau o turnătură pe care vă doriți. Cu puțină atenție puteți ajusta totul în așa fel încât rezultatul final să fie unul excelent. În plan personal, lucrurile ar putea fi ceva mai complicate. Nu vă lipsește însă flerul, care vă va spune exact ce aveți de făcut pentru a păstra totul în ordine. Pești. Veți avea momente destul de dificile astăzi, dar nu trebuie să disperați. Vor apărea și circumstanțele necesare pentru a putea să vă păstrați echilibrul în încălceala de probleme, pe cât puteți și pe cât vă permite răbdarea. Nu ezitați să faceți uz de tact și diplomație pentru a evita situații care ar putea să vă afecteze în zilele următoare. Dacă ajungeți la capătul puterilor și simțiți că nu mai puteți continua, nu ezitați să luați o pauză. N-ar fi recomandabil să vă supuneți unor presiuni excesive. Este posibil să apară și o serie de oportunități de importanță pe plan profesional. Horoscop zilnic.